Deși cei mai mulți dintre pacienți ni se adresează de obicei speriați de alunițele care sunt proeminente, prefer să încep cu această parte a întrebării ca să lămuresc acest aspect. Statistic, acestea sunt alunițe mai puțin periculoase decât cele care arată ca o pată de cerneală pe piele, pentru că corpul lor este compus din fibre, nu din celule care au risc să se malignizeze. Spre deosebire de acestea, acelea care sunt ca o pată de cerneală în piele sunt fie alunițe cu care ne-am născut, fie alunițe care ne-au apărut în urma expunerilor solare, în care o arsură solară declanșează ceva din setarea noastră genetică și face să apară un număr mai mare de cuiburi de celule pigmentare. Nu putem ști niciodată la început dacă una dintre aceste mici pete de cerneală, mai ales cele nou apărute, este o aluniță normală sau este un proces canceros. Putem să ne autoevaluăm riscul pe mai multe aspecte. În primul rând, tipul nostru de piele. Persoanele care au pielea deschisă la culoare și predispusă să se ardă la soare, la cea mai mică expunere, au un risc mai mare decât celelalte. Persoanele care au avut ele însele sau au avut în familie cancere de piele au de asemenea un risc suplimentar și trebuie să-și examineze cu mai mare atenție alunițele. Acele alunițe care au forme neregulate. Asimetria este criteriul principal pe care oricine îl poate observa la o pată colorată de pe piele. Deci, acele alunițe care nu sunt perfect ovale sau rotunde, rotundul sau ovalul fiind forma naturală a petelor de pe pielea noastră, fără riscuri, cele care trag un pic într-o parte, care au marginile mai închise la culoare decât centrul, la care cu ochiul liber observăm mai multe nuanțe de culoare pe piele, brun deschis, brun închis, negru, dar putem observa și roșu și albăstrui, toate acestea sunt criterii pe care ni le putem vedea și singuri. În momentul în care observăm că fie numărul alunițelor ne plasează într-o grupă de risc, adică este mai mare decât 20, fie ne-au apărut alunițe noi, fie au evoluat într-un fel sau altul cele vechi, trebuie să mergem la medic. Factorul principal despre care se știe sigur și despre care sunt sute de studii și s-a demonstrat că are o legătură directă este arsura solară. Nu atât expunerea repetată, dar în doze mici la soare poate să ducă la transformarea unei alunițe într-un cancer de piele mortal, într-un melanom, cât una, două sau mai multe, dar nu un număr semnificativ neapărat, de arsuri brutale care duc la jupuirea pielii. Aici vreau să fac o mică paranteză apropo de metode, pentru că vreau să mă leg un pic de una dintre credințele populare care spune că nu e bine să umbli la alunițe și e o credință de care ne lovim. Întâlnim pacienți care au melanome și cărora le spunem trebuie să-l scoatem și spune nu, că am auzit că dacă îl scot am să mor mai repede. Nu este încă admis sau s-au mai făcut ceva pași în direcția aceasta, dar principiul de bază de excizare al unei alunițe, mai ales al unei pe care ai observat-o și tu ca medic și ca și pacient și ai cuantificat-o ca având un risc, nu este admis să o scoți fără să ai o măcar mică margine de siguranță în jurul ei. Și atunci excizia chirurgicală clasică, în formă de elipsă în jurul aluniței, mergând în profunzime în toată grosimea pielii, până în micul țesut gras de susținere care se găsește sub pielea noastră, cu o margine de siguranță care merge de la 1 mm pentru o aluniță obișnuită până la 3 cm pentru un melanom. Deci vă dați seama, pot fi intervenții foarte mari care necesită multe reconstrucții și multe intervenții succesive în aceeași intervenție ca să poți să repar defectul pe care îl produci, aceasta este intervenția standard. Intervențiile laser, pentru că din nou ne mai lovim de o credință populară și așa, o speranță, un mit că operez cu laserul care face un fâs și o face să dispară fără durere, fără risc, fără nimic, din păcate nu este adevărat, deci ele se pot arde în totalitate și pulveriza, este una pur și simplu să se facă, să dispară, vaporiza, ca prin farmec. Aceasta de obicei produce o arsură importantă cu consecințe estetice, nu întotdeauna
estimate și acceptabile de la început și are marele dezavantaj că nu ne permite să avem măcar o piesă mică pe care să o putem da la examen anatompatologic să știm ce a fost. Standardul este între 3 și 6 luni să fie revăzut de medic. Cu atât mai mult dacă alunița pe care am excizat-o și am dat-o la examen anatomopatologic se dovedește fie o aluniță cu un risc înalt de transformare, fie chiar un melanom, aceste urmăriri sunt cu atât mai, la intervale cu atât mai mici și mai stricte. Studiile spun că dacă sunt multe alunițe și la prima evaluare o parte dintre ele s-au cuantificat și au riscuri importante, trebuie să vină la minimum 6 luni. Cei care au multe alunițe, dar au fost urmăriți repetat și sunt alunițe stabile și nu au alte feluri de riscuri, în principiu se admite să vină o singură dată pe an, în principiu înaintea sezonului luminos, ca nu cumva în intervalul de un an care a trecut să se fi produs o mișcare la una dintre ele și omul să intre în sezonul însorit și să rateze odată o protecție solară și să ne trezim că acea arsură îl duce direct într-o problemă majoră, deci o dată pe an, de preferat înainte de sezonul luminos. Unul dintre ajutoarele noastre tehnice cele mai importante este un dermatoscop, un videodermatoscop computerizat, PhotoFinder, care ne ajută în întocmirea așa numitelor hărți ale alunițelor, hărțile dermatoscopice, în care printr-o metodă de înregistrare fotografică și video, stocăm imaginile dintr-un anumit moment ale pacientului, atât imaginile macroscopice ale pielii, în felul acesta putând observa numărul de alunițe, distribuția lor și putând compara la intervale prestabilite să vedem dacă au apărut leziuni noi și putem face de asemenea analiza microscopică a alunițelor și compararea lor ulterioară la intervale de timp pentru a vedea evolutivitatea individuală a unei alunițe la acelea la care riscul este, să zicem, incert și nu decidem de la început excizia lor. Aici este softul special al acestui aparat care ne ajută în diagnosticarea riscului și în luarea deciziei terapeutice. Ați observat că aparatul împarte alunița în două, cu două linii, cu două axe, un ax perpendicular care e considerat axul cel mai favorabil și încă unul perpendicular pe el și scorul acestei alunițe îl plasează, deci automat ne face un scor care este, fiind un scor vizual colorimetric, ne spune din start ce avem de făcut, în sensul că dacă se plasa în partea albă a scalei, era o alunițe care nu necesita nici măcar urmărire. Plasarea în partea galbenă înseamnă urmărire, plasarea spre partea roșie indică deja excizia. Acest aparat scurtează foarte mult timpul de examinare al unui pacient cu multe alunițe și crește mult fiabilitatea examinării, pentru că în afară de experiența operatorului intervine și baza statistică uriașă pe care o are în spate ca să poată să pună un asemenea diagnostic.